Astăzi o să facem gamberii. Deci îi faceți proaspeți sau congelați. Dacă sunt congelați, lăsați să se decongeleze și apoi o să-i curățăm. Și aceștia sunt, vedeți? Și vom tăia aceste piciorușe, un pic din mustăți. Eu aici am 1 kg de gamberii. Am puțină sare, 2-3 căței de usturoi, pătrunjel, puțin piper, circa 3 linguri de bulion, deci cam 100 de grame, și cam 2-3 linguri de ulei de măsline sau ulei de floare soarelui. Și, cum am spus, ai mei sunt congelați, dar puteți face și proaspeți, am lăsat să se decongeleze. I-am spălat, i-am curățat, vedeți? Așa. Și cum fac fecuți, uitați, luăm și tăiem din piciorușe. Sper că vă plac, sunt delicioși. Așa. Și voi tăia aceste piciorușe. Tăiem piciorușele. E puțin de mustăți. Așa, am să tai și aici pe spinare puțin. Și scoatem intestinul. Ia, uitați, aici se vede. Vedeți? Și o punem așa aici. Așa. Ia, uitați-l. Așa. Și punem aici. Și dăm deoparte. Și acum, într-un vas, voi pune ulei. Așa. Este o cișcuță normală de cafea. Ați văzut că jumătatea a fost plină cu ulei. O punem pe foc și adăugăm 2-3 căței de usturoi. Vrem să se încălzească mai întâi. Așa. Și curățim căței de usturoi. Am spălat înainte. Așa. Așa. Am să vă public și video. Și vom tăia așa bucățele. Și punem în ulei. Puteți pune și doar unul singur dacă nu vă place prea mult usturoi. Așa. Am încălzit puțin uleiul și acum vom pune usturoiul să se prăjească în interior, vedeți? Așa. Și îl punem pe foc. Apoi vom pune gamberii. O să-i prăjim împreună cu usturoiul și apoi vom adăuga bulionul, puțină sare și puțin piper. Vom tăia și pătrunjelul. Eu i-am avut congelat, i-am lăsat să se decongeleze și apoi i-am spălat bine, le-am tăiat piciorușele, vedeți? Am scos de aici, din spate, intestinul. Așa, aici avem usturoiul și acum punem gamberii. Îi așezăm așa bine pe toți. Așa. Lăsăm puțin cu usturoiul și punem un căpăcel deasupra. Și putem și învârti, așa, cu o lingură. Aici să ne tăiem pătrunjelul. Și să-l punem pe tot. Așa. Și am să-l tai cu un foarfec. Așa. Un foarfecuț cu mai multe lame. Vedeți? Așa. Și gata, am tăiat. Scoatem. Și avem și pătrunjelul. O să învârtim gamberii. Și învârtim așa puțin cu uleiul și cu usturoiul. Și mai lăsăm puțin pe foc. Așa. Se fac foarte, foarte repede. Vedeți, îl adăugăm așa peste. Cu puțină sare. Puțină, puțină. Așa, nu mai multă. Și puțin piper. Am să pun. Și amestecăm puțin. Și dăm din nou pe foc. Așa. Punem căpăcelul. Și în 5 minute sunt gata. Așa. Și la sfârșit adăugăm pătrunjelul.
Vedem. Așa. Am să adaug și puțin pătrunjel. Îi mai las puțin și după aceea, la urmă, adăugăm restul de pătrunjel peste. Și am să-i las și puțin pătrunjel să se facă. Vedeți? S-au făcut roșii. Deci în 10 minute gamberii sunt gata. Nu durează mult. Așa. Punem din nou căpucerul. Și punem din nou pe foc. Și mă găsiți cu foarte multe rețete și pe Facebook, făcute în direct. La prăjituri cu camelia și bucate gustoase sau camelia chira. Deci mă găsiți acolo cu rețete de cozonaci. Eu am peste 16 rețete de cozonaci și fiecare cozonac are rețeta lui. Deci am încercat și am combinat ingredientele până am reușit să fac cozonaci buni, 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 delicioși. Cozonaci cu ouă întregi, care sunt foarte buni, cozonaci doar din gălbenușuri și cu foarte, foarte multe gălbenușuri. Cozonaci cu ouă întregi și gălbenușuri, cozonaci doar din albușuri, cozonac cu cacao, deci este tot maro, umplut cu o cremă albă de nucă de cocos, cozonaci cu frământare, fără frământare, și cu dospire mai lungă. Deci sunt foarte, foarte multe rețete pentru toate gusturile, pentru toate posibilitățile, deci cu ingrediente simple și cu ingrediente și timp mai lung de preparare. Acum fiecare face cu ce are în casă și după posibilități. Așa. Revenire, Radu. Ia să vedem. Și ia uitați cum arată. Și sunt aproape gata. O să mai las 2 secunde. Și sunt gata. Și mă găsiți și cu rețete de fursecuri. Deci de la fursecurile tradiționale pe care le făceam odată, de la nuci, caise, faguri, piersici, paleuri, prăjituri cu foi, la rețete personalizate, făcute de mine, foi făcute și creme făcute doar de mine, și la biscuiți, checuri, chiar și borș, sărmăluțe, sărmăluțe în foi de viță, în foi de varză, cum punem frunzele de vie să se conserve fără conservanți și fără apă, fără sare, pe timp mai lung, și multe, multe, și fel de fel de salate. Eu am să public foarte multe și aici. O să facem foarte multe rețete în direct. Am să intru cam în fiecare zi în jur de ora 11 să ne pregătim prânzul și să facem și ceva dulce. Astăzi facem doar gamberi. Așa, și ia să vedem. Încă o dată. Cred că sunt gata. Așa. Ia să punem pe farfuriuță. Adăugăm restul de pătrunjel. Închidem aragazul, vedeți? Așa. Amestecăm așa puțin și să punem aici pe o farfurie. Și să vedem cum a ieșit. Uitați. Gamberi. Puțin sos. Așa, am să dau deoparte. Cum am să-mi iau unul de aici din oală și am să-l desfac. Așa. În vedere că este fierbinte, am să-l desfac așa cu cuțitașul. Așa, să vedeți cum se... și să-l și gustăm. Așa. Ne ajutăm cu furculiță și îl desfacem. Ia uitați ce frumos este. Ia uitați cum arată. Și acesta este gamberul nostru. Și o să-l și gustăm să vedem cum este. Deliciu. Ne putem da și așa prin puțin sos. Deliciu. Aceasta este rețeta de astăzi. Ia uitați. Gamberii. Gamberi cu sos de roșii. Vă pup și vă doresc multă sănătate. Vă urez poftă bună și vouă. Și ne vedem și mâine dimineață în jur de ora 11. Și lăsați un mesaj dacă doriți să facem ceva în direct. Deci mă găsiți aici pe TikTok și în, chiar și în mesaj privat îmi lăsați ce ați dorit să facem în direct. Vă pup, o zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere! Pupici!